Powerbank ul de la GUI, de 26.800 cu ultimele tehnologii de încărcare. Pentru că ați vrut să facem această recenzie, să începem! Salut și bine ai revenit pe canalul nostru GSM.net! Îți mulțumim că ne lași comentarii cu propuneri despre următoarele recenzii pe care ți le dorești cu produsele mult dorite, de pe site-ul gsmn.ro. O să lasă pe acesta deoparte pentru că am o surpriză. Avem un giveaway! Avem de dat un art de la Forever, se numește Forever Fun. Ba nu, am mai multe, adică 3 arcuri Forever Fun care te așteaptă. Tot ce trebuie să faci este să te abonezi pe canalul nostru, dacă nu ești deja abonat, și să distribui filmulețul acesta pe Facebook. Și acum să trecem la baterie. În pachet vei găsi cablu micro USB, USB și, bineînțeles, bateria de 26.800 de mAh. Este destul de măricică, cam așa este, și să vedem pe partea de conectivitate ce avem. Portul USB tip C, Power Delivery PD de 30W. Și mai avem două porturi USB, unul de Quick Charge 3 la 18W și unul normal de 5V cu 3A. Corpul este realizat dintr-un material plăcut la atingere și pe față vei găsi un buton pe care, dacă îl apeși, îți va indica capacitatea bateriei. Portul USB tip C îți permite să încarci atât bateria rapid cât și device-ul. Asta însemnând că trebuie să folosești un cablu USB tip C Lightning pentru a-ți încărca, de exemplu, seria din 8, 10, 11 rapid sau un iPad Air sau Pro. Pe USB, adică pe Quick Charge 3, este compatibil cu Quick Charge 2, ceea ce înseamnă că poți să-ți încarci S8, S9, S10, S11, următorul care vine cu această baterie externă. Este ușor de transportat, deci o poți lua cu tine oriunde, în drumeții, în excursii și așa mai departe, fiind ideală pentru a se încărca de urgență telefonul. Are o apariție unică, pe față avem scris GUI și acum hai să încercăm să vedem cum funcționează. Cam atât despre această baterie externă de 26.800 de la GUI. Nu uita de giveaway, o să facem un filmuleț special și până data viitoare îți doresc spor la cumpărături!